La finele săptămânii trecute, toată suflarea jandarmeriei române a îmbrăcat strai de sărbătoare. Nici jandarmii maramureșeni nu s-au lăsat mai prejos. Cu acest prilej, băimăreni au avut ocazia să treacă de porțile ferecate și să vadă cum se prezintă instituția pe dinăuntru. Cadrele jandarmeriei române și-au sărbătorit ziua în prezența invitaților, membrilor familiilor sau a simplilor curioși, care i-au felicitat și le-au urat la mulți ani. Pentru meritele deosebite dovedite în activitatea de zi cu zi pusă în slujba siguranței cetățenilor, cei mai buni jandarmi au fost avansați în grad și felicitați personal de șeful lor. Colonel de acum, Filip, este jandarmul anului în România în 2002 și 2003. Deci încă o dată merită felicitată pe rezultatele obținute. Zi de zi, militarii jandarmi își desăvârșesc pregătirea de luptă, petrecând multe ore în sala de sport, știut fiind că în misiunile lor complexe, adesea trebuie să-și folosească calitățile fizice în confruntarea cu cetățenii certați cu legea. O vorbă din popor spune că teoria ca teoria, dar practica te omoară, motiv pentru care într-o lume a violenței, în care nu de puține ori siguranța cetățeanului sau ordinea publică este pusă în pericol, jandarmii din trupele speciale de intervenție sunt cei care sunt chemați pentru a asigura respectarea ordinii publice de drept. Ei sunt supuși unei activități intense de pregătire în lupta corp la corp, asimilând procedee diverse de apărare și neutralizare a celor care produc acte de violență. În misiunile jandarmeriei adesea sunt folosiți și câinii special dresați, care contribuie la imobilizarea infractorilor. Ca și răspuns la nevoile impuse de misiunile specifice, jandarmii sunt dotați și cu armament individual diversificat, de la pistoale și arme automate până la aruncătoare de grenade. Pentru a exemplifica o acțiune practică a trupelor de jandarmi, a avut loc o acțiune de simulare. Un grup de infractori înarmați cu arme de foc atacă o casă de schimb balutar cu intenția de a săvârși un jaf. Anunțați, jandarmii sosesc și, conform unui plan bine stabilit, intervin în forță. Doi militari jandarmi coboară de pe clădire în rapel, folosind tehnica și dotările specifice, în timp ce alți doi asigură perimetrul acțiunii de pe clădire. Grupul de infractori care intenționa să efectueze jaful armat este reținut cu maximă eficiență de jandarmi, prevenindu-se astfel săvârșirea unui act de violență cu grad ridicat de periculozitate și consecințe dramatice.